Externări emoționante ieri la spitalul Victor Babeș din Capitală. Au curs minute în șir aplauze pentru o femeie de grupă de risc maxim, care la 75 de ani a reușit să învingă noul coronavirus. O bucurie enormă pentru salvatorii care au avut grijă de ea zile la rând. Nu este singura poveste cu final fericit care s-a scris în fața spitalului. Și doi soți din București au câștigat lupta și au plecat acasă în orarele medicilor. În aplauzele asistentelor care au îngrijit-o, așa a ieșit din spital prima pacientă, o femeie de 75 de ani din Dâmbovița. Sănătate! E într-un ceas bun! Pacienta cu numărul nu știm care, dar e o realizare! Am mai doborât un COVID! Am un vis! În timp ce cadrele medicale o felicitau, femeia nu mai contenea să le mulțumească pentru că i-a oferit o șansă la viață și nu a fost singura. Tot ieri au plecat fericiți acasă și doi soți din București. Sănătate, sănătate! O dea Dumnezeu! Cei doi soți înțeleg perfect ce simți când salvezi o viață. Bărbatul este și el un erou. Lucrează ca pompier. Cea mai mare dorință a cadrelor medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Capitală este ca toți pacienții cu COVID-19 să fie externați, iar îmbolnăvirile să înceteze. Pentru asta însă cu toții trebuie să fim responsabili, să nu ignorăm recomandările autorităților și regulile de igienă.